Bună, numele meu este Sorina, vin din Huiedin, de lângă Cluj. Am avut parte de o copilărie extrem de minunată, crescută mai mult la țară, lângă bunici, care pot să spun că mi-au oferit o educație și o creștere minunată și m-au pregătit extrem de mult pentru ceea ce înseamnă viața. Momentan sunt elev în clasa 12 la liceul la Huiedin, pe profil de matematică informatică. Mă pregătesc și pentru BAC, care o să-l am chiar în 12 iunie, fix după meciul de la RXF. În viitor aș merge pe partea de medicină, dacă ajută Domnul și anul de mare în BAC. Dacă nu, pe partea de jandarmerie, unde e mult mai greu și mult mai multă pregătire fizică, bineînțeles. Vreau să ajung la medicină pentru că nu mi este frică, nu am frica de sânge, nu am frica de a interacționa cu lumea bolnavă și pentru că am avut în viața mea ceva ce m-a marcat foarte mult, încât să ajut oamenii să fie bine. Alte pasiuni, nu știu, îmi place să am o viață activă. Niciodată nu îmi place să stau în același loc, ori să ies, să mă plimb, să ies cu prietenii, să tot timpul să am activitate, să nu stau într-un stand-by. Păi am ajuns să provoc pe Tatiana la provocarea unor prieteni de-a mei, care știau că sunt o fire nebună și dacă mi se pune ceva în cap, fac. S-a schimbat viața inclusiv pe partea de social media și inclusiv pentru stilul de viață. Sensul în care am dat jos niște kilograme care dacă nu ajungeam aici niciodată nu mă gândeam că o să le dau și nu am avut nici motivația necesară, dar pentru meci o trebuie să mă motivez încât să dau jos câteva kilograme. Mesajul meu pentru Tatiana, în afară de faptul că o să-i dovedesc că pot, chiar dacă au zis că nu pot, nu e altul.